Ania, de cât timp lucrezi la Galeria Creativ? De aproape 5 ani de zile. Și mereu ai lucrat aici? Nu, am mai avut și alte experiențe, foarte... La Casa de Masa, vă rog. Oh, scuze. Am mai avut și alte experiențe cu diverse locuri. Dar pot să spun că aici am o satisfacție mult mai mare. Deoarece e un loc frumos, înconjurat de frumos, este plin de culoare, de lumină, de oameni creativi. Și îmi face foarte mare plăcere să mă aflu printre ei și să-i ajut în creațiile lor și în tot ceea ce pot să fac. Și întotdeauna așa, ușor și frumos aici? Nu este întotdeauna ușor, pentru că ne lovim de diverse provocări, dar trecem cu bine peste ele și încercăm să le rezolvăm pe toate. Avem tot felul de clienți, dar fiecare om e frumos în felul lui și trebuie să-l luăm ca atare și să încercăm să găsim calea de a comunica cu ei. Lucrul de care te lovești pe parcurs, schimbările ce intervin în modul de a ne organiza sau schimbări care ne aduc bine, dar poate pentru început sunt percepute un pic altfel, pentru că sunt schimbări și nu toată lumea percepe schimbările așa de bine de la bun început. Dar odată ce începi să le aplici și să încerci să schimbi și tu ceva, atunci ajungi să vezi că e ceva minunat, nu mai e chiar așa de... rău cum ți se părea la început că va fi. De exemplu, pentru tine, ce a fost? Care a fost o schimbare care a fost grea de acceptat, dar până la urmă te-ai obișnuit? Faptul cu mutatul Murphy în magazin, de exemplu. Pentru început era un pic dificil că mă obișnuiam că marca să fie într-un singur loc și apoi când mergeam cu clientul să nu mai găsesc acolo și să devin un pic agitată că, na, în fața clientului nu păream a fi un profesionist, ducându-l la un raft greșit. Dar în timp am început să adaptez lucrul ăsta și să reușesc să tratez această provocare, ca să-i zic așa, într-un fel amuzant. Chiar dacă mergeam cu clientul într-un loc unde nu mai era marfa și... așa, încercam să spun o glumiță mică și să-l duc la raftul corect sau să întreb pe cineva dacă nu, chiar nu știam unde este acea marfă în momentul respectiv, schimbarea făcându-se când eu nu eram la servici. Dar de ce se tot schimbă atâta marfa asta în magazin? Pentru că fiecare lucru trebuie să fie așezat la locul lui și fiecare lucru trebuie gândit să fie cât mai accesibil pentru client, să fie cât mai bine așezat, cât mai bine promovat și atunci e importantă și schimbarea, până își găsește fiecare locul potrivit. Mulțumim! Plăcere, cu drag!